tutsej, feste tutsej, să nu se părăsească bunătatea și credincioșia. Dacă ți-le la gât, scrie-le pe tablița inimii tale. Amin. Proverbe, capitolul 3, versetul 1 la 10. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci el îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace, să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tablița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te, Domnul, din toată inima ta și nu te pisui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L din toate căile tale și El îți va netezi grările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te, Domnul, și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătatea trupului tău și răcorile oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grănadile îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Amin. Slăviți să fie Dumnezeu! Ne bucurăm să fim împreună cu biserica din loc, deși că au trecut, este a treia duminică de când a venit din țară, dar pentru că împrejurările care au fost în biserica locală au fost care au fost, avem ocazia acum ca să transmitem salutul fraților din România, care se găsește la 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 3, care spune așa: credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Amin. Amin. Și mai aș avea un mulțumiri pentru biserica din loc. În urmă cu, în luna septembrie, am fost internat în spitalul de maxofaciale din Timișoara, pentru că am avut o lucrare dentară de făcut și s-a nimerit că la un dinte, la o extracție, o nimerit o arteră care îmi sângera și în timpul acela am dat un e-mail la fratele păstor David și la păstorul din România și în același moment o răspuns amândoi. Și cel din România nu mi-a scris nimic, doar un re. Și ca să, pentru că ora la care l-am trimis e-mailul era de început de biserică. Și nu știam dacă îl primește sau nu îl primește, dar se pare că l-a primit pe telefon. Dar fratele David mi-a răspuns imediat și am aflat de aici că biserica din loc s-a rugat pentru mine și pentru treaba asta mulțumesc și de multe ori am spus din locul acesta că rugăciunile voastre sunt importante. Iar din România, de acolo mi-a dat telefon după servici o soră de acolo în care mi-a spus că toată biserica s-a rugat pentru mine și am apreciat lucrul acesta pentru că încă o dată, repet, rugăciunile voastre sunt importante. Amin. Și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Pace, I just wanted to read a few verses that really encouraged me this week and that I prayed a lot for this week. And they really encouraged me, so maybe they'll encourage somebody here too. They're from Jeremiah 17, verses 5 to verse 10. And then there's one more afterwards. This is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. That person will be like a bush in the wastelands. They will not see prosperity when it comes.
They will dwell in the parched places of the desert, in a salt land where no one lives. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. And this last verse, verse 10, reminded me of another verse from 1 Samuel that I remember Fratele David did like a whole sermon on. And it says, it's from 1 Samuel 16, verse 7. It says, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. And in my Bible, it has a little note about the verse, and it says, the Lord is not concerned with a person's appearance or status. Instead, God looks at a person's heart to see if he or she truly loves and trusts him. Once again, God chooses an unlikely person, the youngest son of someone who, from a small town, to do an important task. So that really encouraged me that even though I'm just Julia, I believe God can do really crazy, amazing things through each and every one of us, as long as we trust in him and him only. So yeah, that really encouraged me. Pace și bine v-am găsit! Aș vrea să fac o mențiune și anume că am aflat vești foarte bune, foarte frumoase despre evoluția Bisericii Emanuel și anume că la numărul ei s-a mai adăugat mai multe suflete. Slavă lui Dumnezeu!
ne vedem într-un număr mai mare și aceasta este o bucurie specială și trebuie să fie o bucurie specială pentru noi că suntem din ce în ce un număr mai mare. Domnul să-și binecuvinteze biserica Lui și să dăinuiască în același timp. Ne-am întors cu bine aici în Canada. Vrem să vă spunem că și în România bisericile și mai ales biserica din care am făcut parte și în care m-am reîntors o perioadă în acest timp, ne-am bucurat și am putut să ne bucurăm împreună, să slujim pe Dumnezeu și în felul acesta să putem continua viața noastră pe pământul acesta. Aș vrea să vă aduc salutul Bisericii Maranata, biserica din Suceava, păstorită de fratele Ionuț Amateiese, Bojoga Marius și fratele Boingeanu Dan, care a fost păstor până anul trecut. Anul acesta a ieșit la pensie și rămâne în continuare păstor pensionar, slujește în continuare în biserica din Suceava. Salutul bisericii din Suceava iese din 2 Corinteni 13, versetul 11. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu noi. Aș vrea să am același verset, adăugându-l la acesta, tot din 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13. Un verset foarte important. Acum, dar rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Frați și surori, m-am gândit că acest verset formează un triunghi cu toate laturile egale. Cu toate laturile egale. Nu știu dacă avem matematicieni aici care știe să ne spună ce înseamnă un triunghi cu toate laturile egale. Da? Echilateral și are și toate unghiurile egale. Vreau să cred că acest verset este temelia și rămâne temelia bisericii. Domnul să ne ajute să avem credință, pentru că prin credință și numai prin credință primim mântuirea. Dacă venim la Domnul Iisus Hristos, trebuie să avem credință și o putem avea într-o măsură în care ne rugăm să o primim de la Dumnezeu. Am dat o Biblie cuiva și l-am întrebat după o perioadă de timp dacă a citit din ea. Și mi-a spus, zice, am citit, dar n-am înțeles nimic. Nu înțeleg. Frați și surori, pentru ca să înțelegem Biblia, trebuie să avem credință. Și ca să putem fi mântuiți și să avem această garanție a mântuirii, trebuie să avem dragoste. Dragostea este cea mai puternică expresie a bisericii în lume. În lume. Domnul să ne ajute. Domnul să ne ajute. Și doresc în continuare ca în Biserica Domnului de aici, Biserica Emanuel, să ne unim cu toții și să avem toate eforturile ca să putem sluji pe Domnul. A treia latură a acestui triunghi este slujirea. O biserică fără slujire nici nu poate să fie numită biserică, fără slujire. Și slujirea trebuie să o facă fiecare. Și așa cum am auzit și copiii, m-am bucurat aici de numărul acesta impresionant, pot spune,
de tineri care slăvesc pe Domnul. Amin. Așa cum stăm, deschidem Sfintele Scripturi în Cartea Doi Împărați. Cartea Doi Împărați, capitolul 2, de unde vom citi versetele 19 la 22. Cartea Doi Împărați, capitolul 2, de unde vom citi versetele 19 la 22. Oamenii din cetate au zis lui Elisei, iată, așezarea cetății este bună. După cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă. El a zis, aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el și i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis, așa vorbește domnul. Vindec apele acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpetură. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care îl rostise Domnul. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Încă din copilărie am fost fascinat de felul în care Dumnezeu a ales să rezolve problemele oamenilor. Și de faptul că soluțiile lui Dumnezeu la problemele noastre
nu doar că sunt o surpriză pentru noi, ci de foarte multe ori sunt un nonsens. Nu rezonează cu așteptările și cu presupozițiile noastre. De exemplu, vă rog să vă reamintiți felul în care Domnul Iisus Hristos alege să vindece orbul din naștere. Evanghelistul Ioan, în capitolul 9, de la 6 la 7, descrie forma pe care Hristos o alege spre a vindeca această persoană. Ioan notează următoarele. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina acestuia și i-a zis: du-te, te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Problema orbului nu este o problemă minoră. Deficiența lui a fost una extrem de critică. Un lucru cunoscut de întreaga comunitate și de audiența Domnului Iisus Hristos. Acum, când Iisus Hristos își propune să vindece o asemenea persoană, Iisus Hristos nu coboară din cer puterea lui Dumnezeu. Și nici nu invită un înger care să asiste la miracol. Iisus Hristos nu rostește proclamații, ci se apleacă spre pământ și frământă din pământ și salivă un compozit. Ia acel compozit și unge ochii orbului și orbul se duce, se scaldă și se întoarce văzând bine. E o problemă foarte critică, iar Hristos o rezolvă cu o soluție aparent ciudată. Reamintiți-vă, vă rog, felul în care este vindecat comandantul militar sirian Naaman. E premieră istorică în Israel. Sirienii ajung să recunoască că Dumnezeu mai mare ca Dumnezeul evreilor nu există. Și își trimit cel mai important om din armată în Israel, la prorocul Elisei, pentru a fi vindecat de către acesta. Când naratorul descrie felul în care a fost vindecat Naaman, el spune în 2 împărați, 5, 10 la 11, următoarele: Elisei a trimis să-i spună printr-un sol: du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând: eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. În fața reședinței lui Elisei stă această coloană militară din Damascul Siriei și prorocul nici nu deschide poarta sau geamul, ci își trimite slujbașul și slujbașul spune: vin de la proroc un mesaj, du-te în Iordan și scaldă-te. Nu-i niciun mesaj mare, nu-i niciun înger, nu-i miracol, du-te și scaldă de 7 ori. Și Naaman ce spune? Dom'le, păi nu așa se rezolvă situațiile critice? Pe o asemenea boală impune o soluție cel puțin la fel de complexă ca problema pe care eu am. Păi Iordanul e mai curat decât apele mele? Are proprietăți medicale? Cu siguranță că nu. Și Naaman se duce și este vindecat de boala lui gravă printr-o soluție aparent ciudată, prin scăldarea în apa Iordanului. De multe ori, la problemele noastre foarte complicate, Dumnezeu formulează soluții aparent ciudate. De foarte multe ori, la evenimentele noastre grele, Dumnezeu vine cu soluții care ne uimesc, care sunt un nonsens cu soluții ciudate. Același tipar este evident prezent și în pasajul de față. Asistăm la o scenă care se derulează în Ierihon. Cei din Ierihon vin și îi spun lui Elisei: domnule, cetatea este foarte bună, ne place așezarea, clădirile sunt încăpătoare, totul este perfect, dar apele sunt rele. Și din cauza apelor, pământul este steril, stearpăt, nu rodește. Și Elisei ce spune? Domnule, ce problemă critică. Păi nu se poate așa, convocăm Consiliul Profeților. Nu realizăm noi minuni așa peste noapte. Stăm 50 de zile în discuții, formăm un sinod, luăm decizii și apoi vindecăm apele. Elisei spune: aveți sare în casă? Și o soră spune: da, avem kilograme de sare. Și aduce un bol cu sare, Elisei ia sarea, o aruncă în apă și cuvântul spune că, potrivit cu cuvântul Domnului, apele au fost vindecate până în ziua de astăzi. Problemă foarte critică, rezolvată printr-o soluție aparent ciudată. Problemă critică, rezolvată simplu, printr-o soluție
ciudată. Și de câte ori și în viața noastră nu apar asemenea momente. Avem probleme, avem rugăciuni fierbinți, sunt vise în sufletul nostru și am vrea ca Dumnezeu să vină cu o soluție cel puțin la fel de complexă ca problema noastră. Și în loc ca Domnul să despice cerul și să coboare instant în dreptul nostru, El spune mai roagă-te. Și se pare ciudat. Doamne, am nevoie de loc de muncă. Cum rugăciunea îmi umple stomacul? Te gândești că ești la școală printre colegii tăi și poate n-ai prieteni în anul acesta și ai vrea ca Dumnezeu să coboare așa miraculos și să îți aducă oamenii în jurul tău. Și ai vrea să fie o soluție cel puțin la fel de complexă ca problema pe care tu ai și Dumnezeu îți spune tovrășiile rele stric obiceiurile bune. Mai stai pe bancă, așteaptă, roagă-te. Vine și momentul respectiv. Nu te grăbi, nu te pripi. Stai și așteaptă. De foarte multe ori, ca și creștini, ne aflăm în aceeași postură. Avem vise, dorințe, rugăciuni, planuri pe care le considerăm foarte complicate și Dumnezeu vine înaintea noastră cu soluții aparent simple, cu soluții ciudate. Și ce se întâmplă atunci când avem așteptarea ca Domnul să vină cu o soluție foarte bine ticluită? E foarte posibil ca în fața unei soluții ciudate sau simple să nu o urmăm, să spunem, domnule, n-am auzit bine. După calculele mele, după felul în care eu înțeleg viața aceasta, dacă Dumnezeu mi-a vorbit, cu siguranță ar fi trebuit să fie o soluție impresionantă. Și seara asta, pentru că și eu și dumneavoastră putem ajunge în postura în care să spunem e prea ciudată soluția, de aceea nu o urmez, aș vrea să ne uităm la câteva motive de încredere. De ce să urmez soluția ciudată a lui Dumnezeu? De ce să o pui în aplicare în viața ta chiar și atunci când este un nonsens pentru tine? Și textul de față este împărțit în trei segmente, foarte simplu. Mai întâi pasajul prezintă problema celor din Ierihon și problema în sine e un motiv de încredere în soluția lui Dumnezeu. Mai apoi pasajul prezintă perioada rezolvării problemei. Elisei ajunge și ia bolul cu sare și îl aruncă în apele izvorului. Iar mai apoi textul prezintă procedura pe care o folosește prorocul în vindecarea acestor ape. Cele trei elemente ne ajută să înțelegem de ce e important să ne încredem chiar și în soluțiile ciudate ale lui Dumnezeu. Mai întâi, problema acestui oraș și felul în care autorul alege să o descrie. Ierihonul a fost un oraș extrem de important în țara Canaan. Un oraș strategic chiar și pentru Iosua, fapt pentru care pornește cucerirea Canaanului atacând Ierihonul și această cetate. Acum, Ierihonul se afla în valea râului Iordan, la 5 mile vest de Iordan și la câteva mile nord de Marea Moartă. La prima vedere, orașul era prosper, clădirile erau frumoase, exista un seminar teologic chiar în Ierihon, condus de Elisei, o școală a prorocilor, care la un moment dat are nevoie de extindere și merg să taie lemn din pădure și unul scapă acolo securia în apă și o altă minune acolo cu o soluție ciudată. Dar orașul era important și din perspectiva spirituală. Acum, problema era că apele din oraș erau ape rele și expresia comunică prezența unor substanțe radioactive. Ce se întâmpla? Venea apa din izvor și omul, pentru că era agricultor, încerca să irige cu acea apă culturile sale. Și pentru că apa avea substanțe radioactive, spun oamenii de știință, plantele se uscau. Creșteau o lună, două și când se producă roade, cădeau dintr-o dată și se ofiliau. Acum, dacă ai fi fost în acea vreme și te-ai fi ocupat cu vânzarea de case, n-ai fi menționat la viitorii tăi clienți că în Ierihon apele nu sunt bune, că nu mai vindeai nimic. Și posibil ca din acest motiv Ierihonul să se fi depopulat. Să fi fost o criză demografică, oamenii să plece de acolo. Trebuie să importi orice, nu? Păi dacă nu se produce nimic, trebuie să importi de peste graniță și alimente și pâine și tot ce ai nevoie să trăiești. Oamenii plecau din Ierihon. Apele nu erau bune, culturile nu existau. Și atunci oamenii ce spun? Dom'le, trebuie să facem ceva, da? Avem nevoie de o soluție, cineva să vindece apele acestea. Întrebarea care apare acum este următoarea, de ce sau ce a cauzat ca aceste ape să fie rele și nepotabile? Pentru că noi știm din Sfânta Scriptură faptul că Domnul Iisus, când se referă la țara Canaan, folosește o expresie foarte exactă. Când Dumnezeu
reamintește poporul de faptul că îi va duce într-o țară numită Canaan. El spune, am să vă duc într-o țară în care curge, nu substanțe radioactive, în care curge lapte și miere. Și Dumnezeu de nenumărate ori, când descrie țara Canaan, o descrie prin această propoziție. Am să vă duc într-o țară în care curge lapte și miere. Și evreii asta au crezut. Mai mult când au mers evreii să-i scodească țara, s-au întors și au spus, într-adevăr Dumnezeu a avut dreptate, este o țară în care curge lapte și miere și uitați-vă la roadele acestei țări. Evident, în acest context, apele nu au fost de la început așa. Nu de la început, izvorul principal a conținut substanțe nocive pentru sol. Ce s-a întâmplat pe parcurs? Ce a cauzat această schimbare a apelor? Sunt două soluții care pot fi invocate. Mai întâi, o serie de oameni spun faptul că blestemul lui Iosua, din Iosua 6:26, a cauzat această problemă a apelor. Iosua 6:26 spune, atunci a jurat Iosua și a zis, blestemat să fie înaintea Domnului, omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Ierihonului. Cu prețul întâiului său născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile. Acum blestemul se împlinește și un împărat 16:34 spune, pe vremea lui Hiel din Betel a zidit iarăși Ierihonul. I-a pus temeliile cu prețul lui Abiram întâiului născut și i-a pus porțile cu prețul lui Șebug, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care le rostise Domnul prin Iosua fiului Nun. Blestemul lui Iosua are de-a face cu prețul reconstruirii Ierihonului, nu cu apele din Ierihon. A doua soluție este că aceste ape au fost afectate de faptul că evreii din Ierihon se închinau lui Baal în mod direct și fanatic și nu lui Dumnezeu. Surprinzător, Baal era considerat un Dumnezeu responsabil de ape, un Dumnezeu responsabil de izvoare, un Dumnezeu responsabil de culturile agricole. Și potrivit cu un împărat 18, evreii au ajuns să-și construiască o ceată de profeți și de proroci care aduceau jertfe zilnice înaintea lui Baal. La un moment dat, prorocii lui Baal stau într-o parte și Ilie pe partea cealaltă și până seara, prorocii lui Baal, care sunt evrei, își taie venele pe mână, aduc incantații lui Baal și se roagă cerând ca Baal să înlăture seceta din țară. Era o secetă de 3 ani de zile pe vremea lui Ahab. Și Ilie pe altă parte se roagă și spune, Doamne, coboară Tu și intervină. Și în final, Dumnezeu rinde foc din cer și mistuie jertfa. În Ierihon, evreii se închinau lui Baal într-un mod fanatic. Și Dumnezeu spune, dacă îl creditați pe Baal pentru apele voastre bune, să vedeți ce înseamnă ca Baal să răspundă pentru prosperitatea voastră. Și izvorul principal al orașului nu e mai bun de folosit pentru irigarea culturilor. Ceea ce înseamnă că problema cu acest izvor nu poate fi explicată doar în termeni științifici, ci problema cu acest izvor se găsește în dimensiunea spirituală a vieții oamenilor din Ierihon. Problema cu acest izvor nu se găsește în pânza freatică, în elementele din apă, ci problema se găsește în dimensiunea spirituală a vieții celor din Ierihon. Din acest motiv, ar trebui să avem încredere în toate soluțiile lui Dumnezeu, pentru că de foarte multe ori, problemele noastre nu sunt conectate doar de partea materială a vieții, ci ele sunt conectate în partea spirituală a vieții. Și o soluție normală, convențională, nu va rezolva partea spirituală din problemă, de aceea e nevoie de o soluție puțin mai ciudată ca să rezolve și partea materială și partea spirituală din problema mea.
când Domnul Iisus Hristos vine cu soluții aparent ciudate, soluțiile lui Dumnezeu sunt de așa natură încât să atace frontal și partea spirituală a problemei și partea materială a problemei. De aceea Iisus îi spune să te rogi necontenit. Că nu-i vorba doar despre bani și loc de muncă, ci vorba despre inima ta, despre îngrijorarea ta, despre ceea ce e în spatele reacțiilor noastre. Charles Taylor, vorbind despre dimensiunea spirituală, spune în felul următor. Cu toții ne întrebăm de ce acum 500 de ani oamenii erau mai credincioși. 1500, spune el, în vremea aceea, era improbabil ca cineva să nu creadă în Dumnezeu. Dom'le, toată lumea credea. De ce? Pentru că, zice el, trăiau într-o lume fermecată. Cu alte cuvinte, într-o lume în care fiecare accepta că nu doar ceea ce vezi există și ceea ce nu vezi există. Cu alte cuvinte, e o lume spirituală care invadează lumea materială și care interferează cu lumea materială. Într-o asemenea lume, tot ce faci are și o altă semnificație. Și el spune, în lumea fermecată, toată lumea crede. Toată lumea crede. Însă noi trăim într-o lume desfermecată, în care spunem, domnule, doar ceea ce se vede există. Dacă nu văd ceva, nu există. Dacă nu văd unde-i Dumnezeu, dacă nu îl văd în persoană, înseamnă că el nu există. Și în lumea asta desfermecată, toate problemele se explică științific sau material sau fizic. Nimic n-are explicație spirituală. Ca să te încrezi în soluția lui Dumnezeu, cât ar fi ea de ciudată, e nevoie să înțelegi că problemele creștinului de foarte multe ori sunt conectate și cu partea lui spirituală, nu doar cu partea lui materială. Din acest motiv, soluția trebuie să fie puțin ciudată ca să atace ambele aspecte. Al doilea element din pasaj a fost problema celor din Ierihon, iar acum perioada când Dumnezeu alege să vindece aceste ape. M-a surprins faptul că problema aceasta a rămas în oraș pentru ani de zile. De exemplu, pe vremea lui Ilie, nimeni n-a spus lui Ilie, cel puțin Scriptura nu notează, Ilie, vino și vindecă apele astea. Nimeni n-a spus lucrul ăsta. Dumnezeu n-a vindecat apele pe vremea lui Ilie. Și Ilie a fost un proroc, înălțat la cer, printr-un car de foc. Un om extrem de important în ochii lui Dumnezeu. Un om de calibru spiritual. Și Dumnezeu nu vindecă apele nici prin Ilie, nici în perioada lui și cei din Ierihon nici nu vociferează. Ci Dumnezeu așteaptă, 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 așteaptă și într-un final apare în scenă Elisei. Elisei este cel care preia mantaua lui Ilie, preia oficiul de proroc în mod festiv în Israel. Și în momentul în care Elisei părăsește scena răpirii lui Ilie și Elisei se apropie de Ierihon, Dumnezeu face minunea. Dumnezeu păstrează problema aceasta pentru ani de zile, pentru o ocazie unică în istorie. Pentru că prin ceea ce avea să facă Elisei, el avea să demonstreze vizibil că Dumnezeul lui Ilie este și cu el. Elisei pune mâna pe sare, o aruncă în apă și Dumnezeu prin mâna lui vindecă apele Iordanului. Dumnezeu păstrează problema aceasta pentru ani de zile, pentru un moment istoric, pentru a demonstra faptul că prorocul său are putere de sus. Cu siguranță avem și noi ale noastre. Și de câte ori ne-am rugat, Doamne, de ce zăbovești? De ce nu te grăbești? De ce aștepți? De ce nu intervii? Lecția este următoarea. Dumnezeu nu va rezolva niciodată problemele noastre dacă rezolvarea problemelor nu este în totalitate spre gloria Lui și spre slava Lui. Și repet, Dumnezeu ne va lăsa cu încercările noastre atât timp cât trebuie, până când rezolvarea problemelor va sluji în mod direct slavei și gloriei sale. Amin. S-ar putea să ai necazuri în familie și Domnul să nu intervină? Nu te speria. Dumnezeu rezolvă problemele și necazurile, dar le rezolvă exact în momentul acela când rezolvarea problemei slujește în mod desăvârșit planului său veșnic și aduce în mod desăvârșit glorie Fiului Său. Să te încrezi în soluția Domnului. Oricât de ciudată ar părea ea, pentru că Dumnezeu alege perioada cea mai desăvârșită
pentru a rezolva problemele noastre. E problema celor din Ierihon, e perioada pe care o folosește Dumnezeu și e procedura pe care El o folosește. Cine ar fi crezut că sarea poate îndulci apa? Cine ar fi crezut că sarea poate să elimine substanțele radioactive din apă? Păi dacă ar fi așa, domnule, am face un business incredibil. Cumpărăm un depozit de sare, dăm anunț pe internet și vindecăm toate apele rele din toată lumea asta cu sare. Și ridicăm și prețul foarte mult. Cine ar fi crezut că sarea poate să vindece apele? Nu e așa că sarea a fost doar un simbol? Sarea în sine, ca și ingredient, ca și compozit, n-a putut să înlăture amărăciunea și tot ce era în apele acelea. Ascultați ce spune Elisei în final. Ce zice el? În 22. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, în acord cu ce? Cu gramajul sării? În acord cu concentrația sării? Mulțumesc. În acord cu ce? Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta după cuvântul pe care rostise Domnul Amin. Ceea ce înseamnă că soluțiile lui Dumnezeu nu sunt ele motivul rezolvării problemelor noastre, ci motivul este faptul că soluțiile sunt al lui Dumnezeu. Și repet ca să fie foarte clar. Soluția în sine nu e suficient de puternică niciodată ca să schimbe viața noastră. Și motivul pentru care o soluție schimbă viața este că soluția este a lui Dumnezeu. Ăsta e motivul. Elisei spune, păi am aruncat sare, de ce? După cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a spus, Dumnezeu rezolvă și schimbă. Oricât de ciudată ar părea soluția, oricât de relevant ar fi pentru viețile noastre, rețineți, soluția nu schimbă contextul pentru că e inteligentă și bine construită. Ci soluția schimbă pentru că este soluția lui Dumnezeu. Amin. De aceea dacă vă confruntați cu situația aceasta, soluții ciudate pentru probleme critice, dacă sunt probleme critice și soluțiile vi se par irelevante, nu disperați. Nu dați înapoi. Nu spuneți pentru că nu e la fel de complexă ca problema, nu o pun în aplicare. Dumnezeu formulează soluția în așa fel încât ca ea să atace și partea spirituală și partea materială a problemei noastre. Dumnezeu alege să rezolve problemele noastre exact în momentul acela când rezolvarea slujește cel mai bine scopului său suveran. Nu oricând. Vom sta poate ani de zile cu probleme pentru că încă n-a venit timpul ca ele să slujească scopului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, când formulează o soluție, soluția ne vindecă, ne dă entuziasm și pasiune, nu pentru că ea e deosebită, ci pentru că ea este soluția lui Dumnezeu. De aceea când Hristos spune ceva, se împlinește pentru că Hristos a spus. Când Dumnezeu decretează ceva, se împlinește pentru că Dumnezeu a spus. Când Dumnezeu intervine și face ceva, se întâmplă pentru că a ieșit din gura Lui cuvântul. În seara asta aș vrea să fiți încurajați și să prindeți curaj și pasiune pentru viitor. Orice s-ar întâmpla înaintea noastră, orice ar putea să apară, stați tare în credință. Bazați-vă pe un Dumnezeu care și prin sare vindecă apele, și prin tine vindecă ochii, pentru că El e Cel care decretează asemenea miracole și minuni în viețile noastre. Amin.